Репарам iPad-ul, хай, не проблема. Я ремонтую iPad. Мам, ти куре. Hai, idei unde s-ar putea duce sau să-l cauți în locurile în care mai... Nu prea am idee. Mașina mea? Așa. Deci gata să vedeți tatuajul. Bine am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi a venit ziua în care o să ne facem primele tatuaje. Mariusel o să aibă primele lui tatuaje. Iar pe lângă asta o să vreau să ne interesăm poate de casa nouă și să o tragem la răspundere pe acea fată care se cuplase cu Petre pentru tot ceea ce a făcut. O să vedem noi exact ceea ce facem plus alte chestii. Înainte să începem, nu uitați, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți episoade de Mariusel cât mai des pe canal, pentru că abia aștept să scap de examenul de bacalaureat și să pot să postez seria asta, să revenim cu clipuri super șmecheri și numai clipuri cu Mariusel și clipuri cu Tesla. Abia aștept, dar până atunci o să postăm așa mai rar cum postăm, așa că măcar apreciați cum trebuie episoadele astea, că altfel nu le mai vedeți nici pe astea. În fine, guys, avem aici BMW-ul ăsta nostru care mă gândeam să-l tunăm astăzi. Nu știu, cum vi se pare? Îl tunăm astăzi? Ia spuneți, să mai modificăm noi o culoare mai mișto? O, neață. No. Ce faci? De ce te uiți așa ură pe mine? Păi ce faci tu? Eu bine, dădeam cu aspiratul ăla prin spate. Unde ai fost tu ieri? Stai că sunt îmboscheți ăștia și nu-mi place. Păi eu am fost ieri afară cu Sebi. Și gen, am fost la grăniță cu el, am stat la horă că... Nu știu, dar nu știu ce e acum. Dar știi că gen, o să vină vacanța și chestii de-astea și gen, uh-huh. Nu știu ce, a făcut desene de-alea, au desenat, au făcut felicitări de-alea și au pus fătă să cânte. Și asta și părinții, știi? Serbare, mă! Serbare de-aia și a pus fătă să cânte și m-am uitat și să văd cum cântă. Pe mine de ce nu m-a chemat nimeni la serbarea lui? Păi și vine la stai acasă. A, în fine. Nu știu când m-am trezit cu Sebi. Vreau să modific mașina asta. Ce părere ai? Iată asta. Poftim! Tu n-ai mai văzut-o, nu pot să cred așa ceva când îmi spui tu acum că... Adică dacă... am văzut-o, dar nu știam că e a ta. A mea e! Șmecheră. Deci șmecheră, dar vreau să modific, să fac și mai șmecheră. Deși are chestiile astea spre șmecheră deja. Am văzut pe Facebook. Ah. Am văzut pe Facebook tot așa mașina de-asta, dar roz toată. Roz. Da, da, nu are. Am mai văzut ceva pe Facebook. Stai liniștit, stai liniștit. Să stai tu liniștită pe Facebook, să faci tu acolo pe GTA. N-am văzut pe Facebook, am văzut pe Instagram acum. Pe Instagram, pe Insta, să rămân acolo. Da, da, nebună, da, nebună, da. Deci am văzut pe Instagram, am văzut. Mamă, deci m-am uitat acum pe hartă. Deci vreau să ne cumpărăm casa aia neapărat. Deci e cea mai mică casă ever, deci o vreau. Te-ai interesat de casă? Da, mâine trebuie să mergem să o cumpăr. Mâine? Ai vorbit deja? Ai vorbit să mergem mâine? Da, mergem mâine și o cumpăr, nu mă interesează. Păi stai, mă, că vreau să văd și eu înainte, da. Nu știu ce, ai văzut tu, dar dacă... Vezi. Păi, o să fie, mergi, ai vorbit că mergem mâine, da? Da, da, o să o vezi mâine. Deci dar mâine avem și casa aia. Cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă? Zici tu că e cea mai frumoasă de până acum? Da, da, e lux pe lângă asta, ce lux e? E, pe lângă asta, aproape orice, în fine, nu. Nu, gen, e lux peste toate casele pe care le-am avut. Haide-te înăuntru, că trebuie să fac ceva la mașină. Mă gândești, ce urât. Vin și eu mea. O întrebare așa de început, că tot am vorbit cu cei de pe drum înainte. Auzi? Vreau să-mi spuneți... Auzi. Dar spune, nu mă e în brață. Mi-a venit un coace. Tu de ce nu mai... Dar tu de ce nu mai e pe mine în brață, a? A? Păi, de ce nu mai e în brațe? Tu de ce nu mai e pe mine? Eu trebuie să te iau pe tine neapărat, a? Nu înțeleg. Mă, ce e pe aici? Uite așa. Tu nu poți să mă iei pe mine, nu? Trebuie să te iau eu neapărat. Așa sunteți voi, fetele. Eu crezi că nu am și un suflet și eu vreau să fiu luat în brațe, ok? Și tu trebuie să vii la mine să vrei să mă iei în brațe. Nu numai eu. Tot. Da, mulțumesc. Hai, du-te. Hai, hai. Te iubesc. Hai, te pup dulce. Deci nu mai iubești. Hai că... Deci, revenind. Am întrebat și pe cine pe trăvă. Vreau să-mi spuneți în comentarii, nu știu, o notă la cum îmi stă mie așa cu barbă. Ia spuneți-mi. Cum vi se pare că îmi stă așa cu barbă? Pentru că n-am mai apărut de ceva timp cu barbă. Spuneți-mi cum îmi stă în comentarii. Sunt curios de părerea voastră în comentarii. Știu că mă face mai matur, dar sunt așa de curios. Am zis să mai las un pic așa să văd și eu cum arată. Și să-mi spuneți cum vi se pare că arată.
Sunt curios. Aștept părerile în comentarii, ok? Hai să trecem peste. What? Mămica? Mama. Fuck. M-ai văzut? Te-am văzut. Dar ce faci aici? Ce faci? De ce vă strecurați așa? Tataie! Aoleu! De ce vă strecurați așa? Că e casa voastră, adică... Da, da, vreau să-ți facem un prank. Da. Cu ce prank? Să-ți facem chestii pe mașină. Bine că v-am prins presupun atunci. Vreau să mă duc să turnez astăzi. Uite ce ciulă mi-am luat din Turcia. E Mike. Ia uite. E Mike. Ești bine, mă, tata, ce pot să zic. Tu, mămică, ce mai zici? Uite, e bine, mi-am cumpărat și eu chestia mamă, asta. Mamă, zic că... Să nu-i zic că vreau să mă duc astăzi la tatuaje, nu? Borsetă. Să nu-i zic că mă duc la tatuaje. Mi-am pus și eu banii de sub saltea. Mămică, vreau să spun că mă duc astăzi să fac ceva. Vreau să fac o schimbare la mine. Ce schimbare? Vreau să fac o schimbare la mine, o să o vezi. Ce vrei să te tunzi? E ce ai zis tu că vrei să-ți faci că nu eram mai no, aici? No, 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 tataie, tataie, nu, tataie, 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 hai că, tataie, până, oricum, astăzi o să vin și o să, astăzi o să vin și o să vreau să zici cu părerea, o să-mi schimb ceva lucru, o să-mi schimb puțin lucru. Da, eu cred că o să-l cerți. Ia, de ce să mă cert? Eu n-are de ce să mă cert. Te faci el? Nu, mă fac un pic la barbă, mă mai frezez un pic la barbă. Aoleu. Tati, da. E Frederico în baie și nu știu ce face. Frederico în baie? Ok, stai puțin. Adică nu știu ce face, ce face? Deci nu știu, cred că o să fii supărat pe el. Păi ce se poate face într-o baie? Nu, să te duci la baie. Ce vrea să facă dânsul, că mi-e ce vrea să facă? Aoleu, mă doare botica. Să-mi spună el. Ce face el? Păi nu intru peste el. Băi! Intră, intră! Aoleu! Vere, s-a stricat baia cu totul. Are fetișuri cu baia. Jur. Bă, ce faci tu? E singur în baie? Stai? What? Ok, 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 ok. No, 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 no. E bine? Nu e bine ce se întâmplă acolo. Nu cred că e bine ce se întâmplă acolo. Am auzit o voce. Am auzit vocea sor. Ce se aș face poze în oglindă să mă arăt ce-am pe house. Ce zici, mă? Frederico, ești înăuntru? Mai este un copil. Că am stricat oglindă asta, e 100. Mă, vere, iară iese copil, mă. Șt, bă. Tu ce căutai înăuntru? Bună. Bună. Bună, dragă, da. Ești, el ăsta micu mi-a zis că se aud sunete din baie. De ce cau, de ce ești tu din baie? S-a întâmplat acolo, reparam ceva acolo, dulapul. Federico. Ah, bună. A ajuns casa în bordel. Serios. Ce cu chestia aia din capul tău? Ce mai faci, mamaie? Auzi, mamaie. Uite-te ce are ăsta în cap. Ce faceți? Ați venit cam de vreme acasă, nu? Cum e, ce făceai în baie? Da, așa zic mama. Și eu. Păi băteam în cui scârție dulapul ăla. Stă, tataie. Nu e bine, mă. Să presupunem că... Să nu te duci în baie. Nu o să mă duc. Chiar nu o să mă duc. Nu intrați în baie. Chiar nu o să mă duc. Chiar nu o să mă duc. Bunii. What? Ce făcut, mă? Bă! I-am zis mamaie. Aduceți apă, băi. Dați-o pe față. Mămică, păi într-o... Am ești... îmbătrânit. Mămică, nu. Ești... Bă, dar tataie, tu-ți pui picioarele pe capul meu, bă, încă te-arți fintele. Ce, măi? Așa mă trezești. Bă, un pic ești mamaie, adică... Băi, nu, nici nu vezi. Deși nu par deloc că ești mamaie la cum arăți, dar... Vezi că clean fit sunt. Păi văd, ești cam... Băi. Nu știu ce fac. Mă, mă, tata, ai vezi că... Vezi că tu ai 90 de ani și reparam un dulap. Da. Păi și? Păi... Reparam un dulap. Tu ești străbunic. Da, să nu mergi în baie. Hai să depășim baie. Nu, 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 nu. Hai, hai, hai să... Nu te duci în baie. Hai afară să vorbim, hai afară să vorbim cu toți. Hai afară, hai afară. Dacă vreți să vă simțiți bine, să vă simteți bine voi așa... Nu știi ce am făcut ce? Ieri, ești nebun, n-ai văzut că ți-am spart dulapul și am încercat să-l repar. Cu tot cu...
Mira? Păi m-a ajutat și ea, adică ce? Exact! Ok, ok, gândesc eu prost, ok. Bine. Doamne, ok. Eu glumez, vă dați seama, dar... Hai să... Ce? Să depășim acest moment. Da, mă convins că din câte am văzut ți s-a stricat și patul, cred că o să-l repar mâine. Da. Mai adus să-l verific? Hai nu. Cum era stricat, adică nu mai, lasă da. Că ne ocupăm noi. Dar eu am dormit în el și era ok. Nu poate sta ăla de la celălalt dormitor. Ah, ok. Via venim cu acele, Frederico. Nu. Tu n-ai numărul de la tipa aia? Din aia cu care ieșea Petre? Că trebuie să vedem să rezolvăm cumva pe tipa aia, că Petre a fugit și nu știu unde a fugit, s-ar putea să fi fugit la ea. Reparat blapul. Păi da, și nu-ți mai pasă de Petre, și nu mai... mi-a sărit așa în vizor, știi? Păi... Păi da, l-am, că știu că mi-l-a dat Petre, că mi-a zis că... caz de ceva, dacă rămâne el fără... așa, să vorbesc eu cu ea, știi? În fine, dacă ți-a dat numărul, e bine. Dă-mi și mie numărul. Da. Ia dictează-mi, că vreau să sun pe tipa asta. Să mă sun telefonul. Dacă e să mergi... Persoana greșită. Mă, ce făceau ei în baie? Băi, chiar crezi că-ți repara ceva? Sau repară cum reparam eu patul cu Bibi? Mamă, stai că nu mai merg de tare, e ud. Da, că de-abia merg de task în ăsta. Păi de... ok. Mi-a căzut pe jos. Păi de... nu... Dar nu ești capabil să ți țin buzunar sau? Nu știu. Da, dar... m-a trebuit să-mi dau pantaloni. Mi-a căzut din... vezi că... nu... Ce mă, bezea? Ce mă? Ce-i scus cu ține? Ce faci, mă? Bine. Îi deteam numărul de telefon al lui ăsta, lui Pete. Da, fugit. Mergem să o rezolvăm pe tipa asta? Cum o chema, Daria? Să o rezolvați? Da, să o rezolvăm. Nu, am vrut să zic că Frederic o rezolvă. Adică vreau să ne ducem să rezolvăm prin a vorbi cu ea, eventual, spunându-i să nu se mai vadă cu Petre. Că... cum nu, mă? Dar vreau și eu să fac cunoștință cu ea. Bine, mergi cu noi atunci. Da, nu știu, a scăpat. A scăpat din mâine. Haide, mă lăsa să vorbesc cu... Hai, zi numărul. Sau... nu, aici asta. Bine. Bine, zi numărul. 0735. Da. 520. Datează, bezea. 80975. Ce? Zi-mă, Pedric, încă o dată. 340. Hai, că am zis 3. 4095. 4. 095. Sper că e bun. Ia că dau un telefon. Salut. Ia să nu mai tipa asta. Asta e tipa aia. Ia. Alo? Alo. Cine? Bună, nu mă cunoști, sunt un prieten al lui Petre, mai exact fratele. Ești cu Petre? Știi unde e Petre? Sigur? Acasă? Sigur? Da, nu știu. Sigur. Nu mă minți. Nu, eu știu că era acasă sau cu voi, ce s-a întâmplat ultima dată. Când n-ai vorbit ultima dată? N-ai mai vorbit cu el de atunci, nu? Nu, n-am mai vorbit. Uite cum facem. Apoi zici ceva foarte grav. Și... trebuie să ne întâlnim neapărat. Spune-mi unde ne putem întâlni. La arena. La arena? Ok. În 5 minute ne vedem la arena. Ok, ok. Hai. Hai că a fost bun, a fost bun. E bun. Ok. Deci ce facem noi cu tipa asta? Că te scoatem la rost. Mamă, de... Dar cum prea casa asta? Bă, ce... că firea ai... Bă, ce faceți, mă? Uite, era vecinul. M-a supărat tata. Nu mai fi... Băi, nu mai fi unul dintre... Băi, ia uite ce face baba, băi, mă, ia la bătare. Ce faceți cu aia? Bă, băi, ești tu! Nu, tu nu te-ai îmbrăcat, mă, de la second hand? Bă, unde arunc...
Ce aici? Du să vă ce? Nu. Hai că da, m-am dus să o arunc. Bă, voi doi v-ați baie? Nu, mă, nu, ești nebun la cap, am reparat un dulap. Te-ai reparat? Am reparat împreună un dulap. Da, te-ai reparat. Știi cum îi spune fiul tău lui tataie? Gata. Stafie! deci eu despre ce vorbeam? Băi, Sebi, nu e ok să spui stafie lui tataie. E stafie, da, spune. Eu când am zis că babă sau îl învață la prostii. Mama i-a zis că pe tata îl cheamă Tanti Miruna. Tanti Miruna. Vezi, babo, vezi? Ești păi Tanti Miruna. Ești o mamaie. Uite. Bă, nu mai da, măi, tatăl tău și tu dai așa în el. Da, lasă-mă, îmi permite. Mâine nu mai vedem și tu, acum dai în el. Bravo. Păi stafia nu oare. Tata e nemuritor. Dar legendele nu mor. Legendele nu mor. Niște urți. Da, bă, rău? Tia... Bine, am vorbit că în 5 minute ne vedem cu tipa aia, hai să mergem. Ai vorbit cu ea? Da, am vorbit cu ea. Care tipa? Bibi, îți zic, nu știi care a fost faza? Nu știu, ia vină cu această poveste, că n-ai fost. E iubita lui. Fost Amanda. Nu-l băga în seama, că e prea proști, știi cum e pe zeam. Deci, vină cu acea. E... L-am prins pe Petre. Mă, ce faci? Ce? Oh, brr. Mă crezi pe mine sau pe Bezea? Lasă-mă să vorbesc. Nu știu. Adică nu știu. Hai. Ok. Să presupun că n-am. Mă, ce faci? Stai puțin. Poți să știu ce faci? De ce făceai asta? Ce, eu? De ce făceau ei asta? De ce faci asta? A făcut. Crezi că nu te-am văzut cum te dai cu băta? Du-te, bă, puii mei, de ce te dai cu băta mașină? Eu? Să fac așa ceva? Adică tu n-ai văzut de unde am venit eu și eu să dau de ce te dai cu băta? Scuze-mă. De ce te dai cu băta? N-am dat vere, nici n-am băta la mine. Mi-a zis să te țin spatele tău. Scot băta. Nu mai dai în toată lumea. Ok, vă rog eu, calmați-vă, că trebuie să ne ducem imediat la stadion. Mamă, dar ce ți-a făcut la mașină? Da, tu mi-ai făcut, du-te în puii mei, că mă duc... Ai noroc că mă duc astăzi să o fac ca lumea, să o fac țuții. Băi, ce vezi că știam? Așa se repară. Ce-ai făcut, mă, acolo? Deci tipa asta, da, i-a făcut rău lui Petre. I-a dat să fumeze chestii ilegale, chestii de genul. Înțelegi? Da. Și acum mă duc cu ea să o trag de limbă. De ce a făcut treaba asta, înțelegi? Păi știi ce te duci ori? A? Pentru că în primul rând nici nu știu unde e Petre, că a fugit ieri și nu mai știu unde e. Și cred că știu ea unde este. Așa că o să mă duc să fac să vorbească, ok? Și o cheamă. O cheamă Daria, mi se pare. Ce te uiți așa? Mira, tu poți să faci așa, uite. Uite, mă, s-au cafită pe cap, pe plafon. Nu, adică... Poți? Da, poate. Nu știu dacă... A făcut un pup. Covară. Da. Este o treabă de băieți așa, că v-aș vrea să rămâneți acasă. Bibi! Nu. Nu, dă-te, stai acasă. Am zis că vreau să fac cunoștință cu fata. Da, lasă că faci cunoștință cu ea altă. Dar nu vreau, Andreea zi... Baby. Bă, deci mă arunc în cap. Zi, da. Ai grijă de Sebi, da? Nu, că lăsam acasă și aplicam, da. Bun. Bine, mă întorc. Vezi că o să vreau să mă duc astăzi, o să am o surpriză pentru tine. Uite-te la tine. Deci, uite-te la tine cum arăt. Unde? Pe mâini? Unde? Unde se uit? Pe mâini? Pe picioare? Nu, uite-te la tine. Și așa, asemănător, o să vezi și tu la ce mă refer, o să fiu și eu. Îmi pare că se gândește acum. Adică o să ai tatuaje? S-a gândit bine. Poate că da, poate că nu. Nu. Cum nu? Cu mine te duci să-ți faci tatuaje, dacă îți faci tatuaje. Bine, promit că trec înainte să te iau și pe tine, da? Da. Hai, ceau. Și-mi place numai? Ha? Bate-mi. Bate-o și în brațe. Yeah. Îmi place de tine.
Ție îți place de mine? Da. Așa ziceam și eu. Da. 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 Hai, te pup, Dulce. Te iubesc. Kiss. Love. Hai, pa. Ce-i asta? Așa facem. Ești prost. Ce faci, mami? Brum! Vrei să plecați? Mamira! Plecați? Da, da. Să-mi aduceți de mâncare. Facem întrecere. Ok. Nu! Nu, du-te, nu te, du-te lângă mașină. Hai. Mam, și eu plecăm de la orfelinat să mor. Păi dacă faceți ca nebunii. Adică tot noi, nu? Care te ajută. Ia, hai mă, să ne dăm jos. Cu ce m-am jos, mă? Ia, hai. Pere, ce mi-ai făcut la mașină? Hai, vrei să te duci singur? Ia, du-te singur. Hai în față, unde a, acum, vreau? Acum, când i-am nevoie de voi, acum vă faceți pe victimele, nu m-am supărat, ce gata, vă victimizați vă așa, băi? Mă duc unde vă copii. Haide, bă, că e verde. Uite, mergem la Walmart. Nu vă mai... Du-te și până, nu vă mai victimizați așa. Hai, scuze și urcă-te în mașină. A, ce e asta, băi? Unde crezi că suntem aici? Urcă-te. Vă frumos să mă iezi? Federico și bezea, pentru că... Dar voi când mie când? Iezi. Nu pleacă. Dar voi, ți se pare normal să faci așa? Băi, mă pot duce și singur, dar... Ce vrei, mă, băi, du-te mă de aici. Eu sunt un spion. Gome. Spion. Spion? Toate ce mi-am pus pe cap? Simon, îți place ce mi-am pus? Bate ăsta în cap? Nu știu ce naiba, zici că ți-ai pus ce ai găsit de undeva, că te doare capul, că ți-a dat mamaie ceva. N-ai bă știe. Păi, am făcut insolație. N-ai făcut insolație. Mamă, ce mi-a spus. Mamă, am pus, dă-te. Ce, mă? Am văzut de acolo, am văzut din spate. E în parcare. E în parcarea mare, din dreapta. Bă, dar întrebarea mea e... Mira n-a venit cu noi. Nu, l-am mai... Nu, 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 oprește. Oprește. Bă, oprește. Oprește, oprește. Unde e? Unde e focul aia? Bă, 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 bă! Ce faci, mă? Stai, mă, puțin, spune ce vrei să faci. Calm cu ea, că poate înțelege. Vere, stai, mă, băi, ei, ce, mă? Vino, mă, cu aici să vorbim calm cu ea. Băi, calm, mă, nu! A rezolvat-o de toți banii. Se duc ăștia pe ea, dă... Băi, Fufu. Da. Ce faci? Ce ți se pare amuzant? Ce faci? Putete... Lăsați-mă să vorbesc eu înainte, ho! Înainte vorbesc eu. Ți-am ocupat. Uite cum e îmbrăcată. Te-ai spate, mă. Ți se pare ok ce ai făcut cu Petre? Nu să încep cu asta. Nu, sincer, nu. Nu ți se pare ok? Nu. Atunci spune-mi un motiv pentru care să... chiar să te cred. Păi, nu știu, pur și simplu el a spus că ar vrea să încerce, dar... Că băi, are 15 ani! Sau cât are? N-are 15 ani. Cât are? Ce ți-e pare ok? De ce te uiți la un băiat de 15 ani? Păi... Ce are? A, ce are? Nu ai zis că e drăguț sau că îi place de el sau ceva. Ai zis că ce are? Băi, că ce are? Se comportă super frumos cu mine. Ce are dacă zărba acum mașina? Nu. Nu. Cam astea. Oh, ușor, băi, oh, ușor. Cum să mă calmezi, măi, de drăguț ăla de 15 ani? Cată, Veri. Nu, te duc la colț, zi, bă, femeie. Femeie. Da. Băi. Gata. Tu știi că băiatul ăsta a plecat de acasă? A plecat de acasă? Mhm. Nu știam. S-a mortu că nu știai. S-a mortu că nu știai. Știi că am rupt cu el? Știi că am rupt baia cu el? Da, nervi? Săracu. Mai știți episodul anterior? Păi, de ce? Neapărat să vedeți cum a rupt baia cu el. Că a început de, nu știu ce ai băgat în capul ăla, că... Eu credeam că ești și tu, îmi zicea chestii, lucruri bune despre tine, că te place, că nu știu și ce. Și chiar acum așa... când îți revenise să fie om, da, să fie adică câine. Chiar era mai câine. Era ok, nu mai era așa prost. Gata, l-ai băgat în boală. A fugit de acasă, comenta la noi, ne lua la bătaie. A rupt baia cu el, i-am spart capul, a fugit de acasă, l-am... Nu mai știu ce să zic. Păi de ce a fugit de acasă? După mine mă întreb. Din cauza mea? Cu droguri, cu alea, că e mare, că face ce vrea. Da. Eu nu i-am spus absolut nimic. Da. Nu știu, părși. Nu, nu, nu. Da, vor... N-ai chilile el. Păi nu, știu. Te pare că mor cu el, așa ce?
Băi! Orșul meu! Scuză-mă. Trebuie să înțelegi că așa fac ei. Bă, uite-te la mine. Unde le cunosc pe uite-te la mine și spune-mi de ce a te-aș crede tot ce zici. O, oh, bă, că mi-l închizi de tot. Mi-l ai înghițit de tot, hai, gata. Deci, spune-mi de ce te-aș crede. Nu știu, normal. Știu că n-a fost ok ce am făcut, dar asta m-am și lăsat de căcaturile alea. Nu mai de ce scrie pantaloni? Pe pantalonii tăi, rupei patul? Nu știu, așa i-am luat. Mi-au plăcut mai mult că au fost cu fetițele porba. A, nu că scrie rupei patul. Nu. No. Ar trebui să-ți rup patul ca să... Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, e ok. Și tu ai bani, nu? Da. De unde ai tu atâția bani, o? Da. Păi, de la părinții mei. Tactu și măta, ce se, cu ce se ocupă? Altă întrebare? Măta, cu ce se ocupă? Altă întrebare. Măta, aia... Bă, hou! Hou! Mama ta, cu ce se ocupă? Măta, cu ce se ocupă? Trebuie neapărat să vă răspund. Dacă nu, zbor în parbidul tău. Cu ce se ocupă? De stai în casa aia. Dar ce contează? Ba, contează, da? Că... Nu, vreau și noi să știm de unde ai tu banii ăștia. De la adică... părinții mei. P- și părinții tăi muncesc legal? Da. Ok, cu ce se ocupă dacă muncesc legal? Mama e model. Aolo. Model. Și taică tu? Tata n-a mai auzit nimic de el de câțiva ani. A, lapte. A, clar. Lapte? Da, nu știi, nu? A plecat nu? După lapte? Nu, plecat după lapte? A, a. Și eu aș pleca sincer. Normal. Spune și mie dacă ne poți adovedi cumva că tu nu știi unde-i Petre sau măcar să ne arăți pe bune că vrei să ne, să ne ajut să aflăm unde este, pentru că el acum, crede-mă, era extrem de nebun. Nu știu ce ai făcut, ce ai dat, ce ai făcut, dar era crizat rău de tot ieri. Ați avut momente sexuale? Nu, nu. Nu încă? Nu. A ce mă? I-ai arătat părțile intime? Nu. I-ai dat să fumeze droguri? Da, dar știu că n-a fost bine ce am făcut. Dar tu nu erai mai albă? Eram, am fost la solar. Dacă atunci când i-ai dat să fumeze, dar eu eram acolo sus, săream o schemă direct în gâtul tău așa, ce se întâmplă? Da, și eu te luam de picioare. Te luai de picioare, ce? Și te aruncat peste balustrada aia, mă? Ce se întâmpla? Nu știu. A? Săream la gâtul tău și te sugumam. O, sperie pe săraca fata. Uite, puteți să o imagine în cap, da? Eu acum, asta în fața ta, da? Îmi iau avânt din spate și zbor direct în parbrizul tău de la mașină. Nu ar fi o idee. Cu tot cu tine, adică te ia și pe tine. Da. Adică vine, se aruncă cu mâna peste gâtul tău și zboară direct în parbriz. Cum ți s-ar părea acest scenariu? Nu cred că ar fi o idee bună. Sau să te iau să te dau cu capul de capota asta de la mașină. E un pic cam profuită, poate mai știu. Dă-și mie cheile. Pentru? Vreau să știu cum e. Vreau să știu cum e mașina. Nu. Tu ce faci, băi, e apărarea? Băi! Băi! Băi, vrei să-i trească probleme? Nu, vreau să văd cum e interiorul. Pă bune, vreau să văd cum e interiorul. Dă-mi și mie cheile. Poate mi-aș una. Nu. Nu, că vreau să fac cadoul nevastă mea. Nu. Nu? Nu. Bine, dă-te. Nu. Îmi dai? Doar dacă stau eu la volan. Păi nu stau, păi nici măcar nu știu să pornesc, dă-mi să mă uit în interior. Bă, tu ce faci, mă? Eu ce fac? Păi ce faci? Vrei să te iau pe tine? Ce mă, te doare cap? Vezi, nu, că mă dezbrac, fii atent. Ia zi. Oh, nu, mă simt intimidat. Ia zi, mă. Mânca, astăzi mergi, mergi cu mine să facem niște tatuaje? Nu știu. Ai un om? De să mă duc? Că fac că tu. Vrei cu mine? Da, Nicos îl cheam.
Nu cu Dani Costi, nu mă lua cu ce Dani. Au, torpedo-ul meu. Păi dacă e mașina mică, n-am loc să-mi pun picioarele. Păi da, pi... A, e bine. Bă, că, băi. Nu mă! Ia zi, vrei să te lăchim acum, să te lăchim pe bune? Nu. Bă, dă-ne și nou un motiv pentru care... Cum ar fi să te dezbrăcăm acum astea, să mă curug gol, să-ți luăm și cheile de la mașină, să plecăm și cu mașina, să te și legăm, să te lăsăm aici. Ați ajunge iar la pușcă. Nu, a glumit. Că-ți băga pada asta, îmi speriez total, ești nebun. Nu, e ok, a glumit. Bă, are 18 ani. A 18 ani, mă? Da, am 18 ani. Are 18 ani, luați-o și voi ușor. Bun, sunt calm, da? Să luăm logic. Ai 18 ani, da? 15 ani, da? Da. 18-15, da? Da. Gen. Până acum cum ți se pare? Mi se pare normal oarecum. Da, se pare normal, bun. Normal. 18-15, da? Da. 3 ani difference. Difference. Gen, tu... Dai să fumeze. Gen. Dai să fumeze, tu 18-15. Ce? Cum e până acum? E urât și v-am spus, știu că n-a fost ok ce am făcut și îmi pare super rău. Bă, trebuie să scoatem ceva de la ea să ne ajute, pentru că îl cunoaște pe Petre, știe unde s-ar duce, cred că 100%, și de-aia zic, nu trebuie să o mai luați așa. Ha. Ce? Repucați-o ăla. Ce tardat e ăla. Nu! No! E refrederic, îl știi. Vede un Bugatti, se duce, zici că e momeală, ești nebun. Bă, fii atent aici. Deci tu trebuie cumva să o faci, da? Să-mi las să mă urc în mașină. Odată ce mă urc în mașină la volan, ea o să vorbească, pentru că dacă nu vorbești, iau mașina. Clar? Zici și tu că vreau să iau lui asta, să mă bag la volan, să văd interiorul și mă pun la volan. Bă, deci ai făcut mijlea mișto ăsta, nu, trebuie să-l luăm altfel, trebuie să-l luăm mai bine. Nu nimic, bă, tot la fel, să văd interiorul și mă să văd interiorul. Scuze. Ești prea prost. Zic, cum facem? Păi, cum am zis eu? Nu bine? Merge așa, nu merge așa. Bă, ai încercat deja asta. Bă! Mă auzi? Cum ești, că te cheamă? Daria? Da. Daria, da? Da. Deci fii atentă, Daria, da? Sunt. Noi trei l-am lăsat pe pezestea cu tine, da? Da. Deci adică, și tu... Adică nu știu ce s-a întâmplat la voi în casă. Da, l-am lăsat, că el face cu acordul nostru ceva. Și noi că l-am lăsat de-astea cu tine, da? Uite, nu-ți fac nimic acum. Vreau să așa un cadou la nevastă mea și lasă să mor la volan la mașină. Urcă-te. Așa. Mai? Aaaa, așa. Cum o să faci? Intră-ți în rol acum. Da, chiar e mișto. Băi, șmecher de tot fără mișto. Da. Ce jalt are... Intră-ți în rol, bă. Ce geamă fumării. Ia să vă și-o... Ia urcă și-o. Păi... Da. Ce? O lăchim. Dar... Auzi? Aud. Chiar nu poți să ne fii utilă cu absolut nimic? Nu, merge mașina. Încerc să dau de el. E stricat. Încerc să dai de el? E stricat. Ce garanție? Hai, da, ieșiți din mașină, vă proștilor, că nu știți ce pur să porniți. Hai. Ok. 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 Bine că aveți geamă, fumării. Nu știu ce fac ei acolo, nu cred că ar trebui să intri. Nu prea aș vrea să intru. Prin ciocanul pămânesc. Ne poți ajuta cu ceva sau nu? Încerc să dau de el, încerc să-l sun, poate mie îmi răspunde. Vrei să-l încerc să-l sun? Ia, sună-l.
Are telefonul închis. Are telefonul închis? Pinul, poate da. Hai idei unde s-ar putea duce sau să-l cauți în locul în care mai... Dau cu pișinol. Nu prea am idee. Mașina mea. Ce zici? Mașina mea. Da, nu știu ce fac ei acolo în interior. Mi-e frică. Da. Ieșiți din mașină. Și interior are. Fii atent, ne dăm rapid jos, da, să nu se bată lăuntru. Ieșiți din mașină. Ce-ați făcut în mașina? Nimic. Ta? Nimic ca... Da, trebuie să mă duc neapărat la baie, vine mine. Ce? Bă, vreau să zic ceva. Ce-a bun meu? Vino ca, la ureche. Zi, zi. Ce, mă? Bă, zi-mă mai tare că nu înțeleg ce zici. Bă, ce zici, bă, ține-ți-o de... Ține-ți-o de vorbă puțin până mă luăm băie. Ține-ți-o de vorbă. Amolo, să-mi bat piciorul, n-ai cum mă cu ăștia. Cum mă? Așa. Bun. Uite acum îl cheamă părinții. Nu știu dacă ce treabă are asta, de ce mai ajută asta acum, da? Eu ce bă ce ai de avea asta în portbagaj? What? Fuck, oh, man. Deci... Ce haine, mișto. Dar lucruri sunt. Daria, nu? Al... Cui? Daria, nu? Salut, Petre. Da, eu. Ne-a ajuns sau nu? Dacă nu ne ajut să știi că n-ai de ales, adică vezi că dacă nu ne ajut să ajungă nașpa situația pentru ce ai făcut. Dacă încerc să-l caut și dacă dau de el, promit că te sun. Cu tine am vorbit la telefon, nu? Da, ai numărul meu de telefon. Pe mine mă sun, eu am fost ok, dar vreau să fie ok între noi, vreau să avem o comunicare normală, nu vreau să ajungem la chestii mai rele, ok? Dacă vrei să ajungem la chestii mai rele... Nu, chiar nu vreau. Nu vrei? Bine, atunci să văd treaba asta și să văd când ne ajuți. Și atunci o să fie totul mai ok. Să văd chiar regret ce ai făcut, dacă regret, că nu știu ce să zic. Regret ce am făcut. Bine, mă. Chiar o să regret pentru în mașină? Hai că te lăsăm, hai. Vezi că am dat noi cu niște soluții, pișinol, scuipinol. Bă, mai repede. L-am lăchit pe ăla de Bugatti. Da, taci mă, urcă. Poți să-l iau? Urcă. Vezi dacă vrei să iei Bugatti, vezi? Urcă, nu mai trage, urcă și gata. Bă, dar e Bugatti. Urcă. Ce ai făcut la aia mașină, mă? Ei, am curățat-o pișinol, scuipinol. Cred că o să primesc un mesaj. Ce-am făcut, mă? Ce-am făcut? Nu cred că să ne mai aștept tipul aia, frate. Bă, dar trebuie să ne... Hai să ne ajut. Uite, mă. Da, gata. Nu știi ce? Da, ok. Depășim acest moment. Du-mă să mă schimb. Bine, că te duc. Mergem să mă tatuez? Stai-ți că mă... Stai puțin. Da. Vreau și eu să-mi tatuez Pinocchio. Și eu. Știi care e ideea Pinocchio-lui sau n-ai idee tu? Zi? Metre, așteaptă să parchez mașina înainte. Nu, că am murit. Ce prășiți sunt ăștia, mă, mâncava și gura voastră. Bă, până se schimbă ei acolo. Până se schimbă ei acolo, vreau să facem un mic unboxing la mouse-ul ăsta de la Kiris, TGA. Știu că știți că am mai făcut un unboxing. Am făcut la TGA normal. Ăsta este TGA Alpha. Este practic facelift-ul. Practic o îmbunătățire la cel vechi, presupun. Hai să vedem și noi care e treaba. Așa arată mouse-ul TGA Alpha. Vedeți că acum scrie și Alpha aici. Practic este mai ușor și are câteva îmbunătățiri. Aici avem versiunea veche. Sunt curios cum îl putem compara cu versiunea veche. Ok? E un mouse destul de bun la preț
calitate, the great annihilator is now in effect. Deci, practic, asta e traducerea. TGA, the great annihilator, ok? Sticărea Kiris, TGA și, mamă, vă vedeți câte de astea avem de skin? Astea nu erau înainte. Cu 3M pe spate, lipiște. Bă, deci, ăsta e unul dintre cele mai customizabile mouse-uri. Asta e mișto la mouse-ul ăsta, că e unul dintre cele mai... Mamă, și e full alb. Direct. Ia stai puțin, că vreau să-l scot. Ia uitați-l chat. Ok, da, e mai ușor. Mă, uitați-vă câteva albie. Doamne, ce tare. Ok, asta e diferența față de celălalt vechi. O diferență față de cel vechi. Uitați-vă cum arată ăsta. Deci nici nu se poate focaliza la cât de alb e. Asta e la vechiul. What? Huh. Ăsta e mai greu. Surprinzător, ăsta e semnificativ mai greu față de ăsta. Ok. În pachet vine cu accesorii. Uitați-vă câte accesoriile, frate. Accesorii și la accesorii știm deja ce are aici, fiți antenă. Ca să vedeți câte accesorii avem. Deci cutia asta este plină de carcase. Deci ca să vă arăt, vă scot una. Practic, uite, aici avem negru, basic, înțelegeți? După aceea, următorul. Mamă, uite ce e aici, nu o să stau să le desfac pe toate. Uitați-vă câte chestii sunt aici. Deci, pentru fiecare chestie, practic și pentru partea superioară, pentru partea de jos, la fel, o grămadă de chestii. Deci uitați-vă cât în detaliu putem customiza. Uitați-vă și voi. Câte variante îl putem face, câte variante îl putem face. Ok, ăsta cred că arăta cel mai bine pe placul meu. Pentru fată un d-ăsta, pentru un băiat dacă vrea un d-ăsta. Gen... Pă bune. 300 de lei. Cum vi se pare prețul? 300 de lei. Pe mouse-ul ăsta. Atât de customizabil, RGB, wireless, foarte ușor. Cum vi se pare pentru mouse-ul ăsta? Mi se pare chiar un preț bun. Uite că au venit și ăștia. Sunt aici. Hello. V-ați schimbat, mă? V-ați schimbat, mă? Da. Mamă, că aveți bani. Aaaa, trebuie să mă duc să modific și eu mașina asta. Mișto îmbărcânte. Vii cu mine, Bibi? Sau? Unde? Mai știi unde? Mama. Plec? Nu mă spune unde. Nu spune cu voce tare unde. Vii sau nu? Da, acolo. Da, vin. Hai. Și eu cu cine stau? Tu stai cu Mira. Mira. Iubita lui Federico. Da. Aha. Bă, a dat Crăciunul în tine? Și mă las cum face. Hai, ești frumos. Scoate ochii în evidență. Hai să mergem, că e deja... Mamă, uite... Nu mai îmbrățișa. Vai de capul meu. Te-ai la mișto, te-ai la mișto. Pa! Că eu copilul și îl arunc în părbă. Stai, unde merge? Am eu grijă de Mira. Da? Vezi, poate te găsește tactul, a târnat. Parcă vezi că e sesionată Mira. No. Păi, 5 ani. M-am săturat de copii, gata, vă rog, eu mult! Am 4, imediat 5. No! M-am săturat de copii. Da, mai la tine în timpul liber? Hai, aveți grijă ce faceți, da? Pa! Aveți grijă. Deci mergem să tunăm mașina și după mergem să fac tatuaje, da? Că oricum e vai de capul meu mașina. Veți faci și tu? Și eu. Tatuaje? Am. Păi îți mai faci? Da, unul. Mă, dar aveți un om ca lumea care să mă duc și eu? Da, mă, știu eu. Sper că aveți un om ca lumea. Nu, că te fac eu, te fac eu cu Frederica. Uite, mă, de aici. Bă, te faci, nu ai făcut mișto. Cine crezi că e la tatuat pe Frede? Ia să vedem. Eu l-am tatuat primul pe Bezea și pe el pe mine. Să-mi spuneți cum s-o fac. Ce culoare sunt. Neagră, mă, BMW-ul e negru, mat. Negru mat. Mă gândeam să folosesc o culoare pe care n-am mai folosit-o. Ia stai puțin, mai înainte vreau să văd cum arată asta așa. Mamă, ce urât. What the? Dar voi vă uitați la ca, plafon? Da, ne. Vezi, schimb și plafonul, mă. A, da? O, mă, neagră. Neagră? Ce culoare s-o face, mă? Bă, da, albă. Bă, BMW, n-ai Audi. N-am, mă.
Mamă, deci la unii trebuie neapărat doar și la BV neapărat negru? Mă, gata, punele, bă, gata. Punele, hai. Uite așa. Bă, nu o să stau să o modific, că n-am prea ce să modific, nu prea merge să modific mașina asta prea mult. Căcată mașină. Scuze, n-am vrut, mă știu că n-am vrut. Normal, normal, adică dacă pune nu iară, de te... Pune, pune. Ai pus-o? Pune geamul apoi. Mare tunare ce am făcut, de zici că... Mare chestie. Bă, arată mai bine decât înainte? Bă, deschizi tu geamul că mi-e cald. Nu pune mare roșie, că mă oprește poliția din cauza lor. Acolo e un băiat care face tatuaje gen după net, gen, știi? Se ia după net așa după ochi. Dar e bun. El nu știe, dar știe după net. Adică îți faci ăsta după net și... Oricum îmi arată, oricum îmi arată mie înainte ce vreau să-mi fac. Da, păi îți arată, dar vezi că la un băiat i-a arătat și i-a făcut altceva. Da. Păi așa ce m-aș duce acolo? I-a făcut păi o mână bun. Cu 6 degete. Ce-a făcut, mă? I-a făcut o mână cu 6 degete. Păi știi, mă duci la unul care face mâini cu 6 degete? Băi, tare. Cred că nu ce tatuaje am eu, vezi să te răpăia după piept? Mă dezbrac acum? Nu e nevoie. Hai, lasă. Nu e nevoie? Hai, lasă. Dar vezi că dacă nu e aici la tatuaje, acolo? Te tatuăm noi. Ce fac? Păi tatu, unde era permisă? Dar ce mă cu mine? Zic că ești cam paralizat un pic așa. Ai mâinile alea din geleu. Mâini. Bă, dar mai să comentez, mă, să mă bat atât. Bă, vezi, dacă nu e nimeni, tatuăm noi, nu? Da. Du-te, bă, de aici că mă tatuez voi. Îți alegi model și te facem. Mamă, e abandonat atât de nu știu când. Uite unde a parcat, bă, bă. Se vede că ai BMW, frate. Bă, dar e loc de parcare în spate. BMW-ul! Bă. Am BMW-ul! Nu, și eu? N-am BMW-ul degeaba. Alo. Hello. Hello. Hey. Orlando. Ah, uite mă, ne lăsat aici bilet. Vezi lângă asta de tatuat. Sunt plecat. Vă tatuați voi. Hai că vă tatuați voi, mă, cava și gura voastră. De asta vezi. Bă, stai acum, poate nu există fără caterincă. Tatuajele pe care le-am și pe care le are el, ne-am făcut reciproc. Ah, ok. Bine, atunci. Uite, uite, man. Uite, ia uite-te pe spate. Vezi ce mi-a făcut bezea? Bine, trebuia să-mi fac altceva, dar... Na. Bine. Te să-mi fac și eu, mă, că eu am, pe mine n-am. Nu mi-ai făcut ultima oară, ai aici câți zile. Vrei să-ți fac acum? Da. Pe spate, da? Bine, hai. Fate, încă iute-ai modelul, da? Da. Stai puțin. Pune modelul să-l desenez aici. Da, stai puțin. Păi și pe mine nu mă... Ok. Păi da, puțin, că nu te sunt eu. Stai că... Puțin, că... Îi dai rapid? Îi dau rapid. Bine, hai. Ia, fii atent. Vezi că... Mă, dar... Băi, este creat ăla? Da. E creat aparatul? Stai, dai să mai... Bă, ce vine? Mai dau. Tu chiar mă par... Da, să mă, că te fac bine. Așa se tatuează, chat, că eu nu știu. Eu n-am tatuaje. Stai că s-a cins un pic ăsta. Gata și... Gata? Gata? Stai că s-a cins un pic. Puta... Mă, cam ustură un pic așa. N-are nimic, stai acolo. Stai... Hai să finalizezi. Păi, gata, mă? Gata! Ia, dă-mi o gândea să văd. Nu era un tatuaj adevărat, Bora. Hai că-ți fac poză. Ia, mă, ce-ai ieșit? Ia să văd ce-ai ieșit. What? Mamă, gata. Gata? Ia, dă-te să văd. Ia, vină cu ăla. Mă, Stranger-ul, bă, are pile, bă! Are, mă, are, are, uite mai bine. Are? Are. Are, mă, acolo. Mai bate-le un pic, că nu prea se văd. Vrei să le mai bat? Mai bate-le un pic. Bine, bine. Eu am venit pentru mine, ei se tatuează, păi, să moară.
Așa. Sunteți gata să vedeți tatuajul? Nu mai te mișca. Gata, gata, nu mă mai mișc. Așa, așa, stai nemișcat. Mamă, ce o să fie derby rău de tot. Frederico, fete, la 3-5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 -
Bag un pic cu ochiul. Bă, dar e făcut-o pe strâmb. Bă, nu, de acolo. Mamă, n-am pic la asta de loc, bă. Nu arăt. Pipi, suflă, 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 suflă. Da. Suflă! Bă, ce mă, bă, i-ai pus ochiul la gât aici. Ma. Bă, ce cum o la... Bă, ce-a fost asta după mână, băi? Da, 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 și 3, 2, 1 și... Hai, așa, bun. E mișto. Mamă, dar pică, nu. Mă, ce faceți, mă, acolo, parcă mă precipitez. Bă, prieteni, e frig, cine era șarpei? Băi, băi, hai că pe mâna asta n-ai ieșit. Băi, mai ușor, că mă doare. Da, și mă, suflă, Bibi. Dacă suflă. Mamă, stai că mai am cerneal. Adu-mi de aia de pe rezervă, te rog. Bibi, adu-mi cerneal aici. Adu-mi de aia pelicante, stilou. Pelican. E făcut șarpe aici? Bă, Bibi, adu-mi un pic să știe că asta, că nu... Adu-mi o gumă, adu-mi gumă. Pune-ne, pune-ne. Pune aici, pune aici. Pune, pune. Așa, bravo. Bun. Pune. Bun, bun. Adu-mi gumă puțin, că a stricat. Bă, mie nu-mi place atât formul, mă, dacă mă bagă la pe spate. Mă bagă la pe spate, dă-te. Pelican, bă. Cum arată? Să vezi că aici nu l-ai terminat. Bă, i-ai făcut craniu cu cruce și cu trandafire, ești prost? Ești prost? Coaie nu era așa. Coaie și frica. Așa era? Da. Dar e un pic strâmb. De ce are un dinte mai mare și nu mai mic? Bă, tu l-ai făcut pe ăla, că ți-am zis mai devreme. Cum arată, e ok? Stai, nu, stai acolo, nu te mișca. Fii, mai fă-i la trandafirul ăla, mai fă-i niște trandafiri mai jos acolo ca să se arăți. Nu cred că e bine. Și-ar plec cu clopoți. Bine, bine, bine. Dar mai, nu mai am, adun niște ink de pește, Bibi. De unde? De acolo. Dacă vei mai punem apă să mai diluăm un pic să mai avem. Da, frate, pune un pic apă și amestecă. Bă, cum te zici? Poți să, poți să te miști așa un pic, poți să răsufli, dar nu te mișca de năpuze, da? Te miști, da. Dar... Da, pune ce aia e bine cum e? Prima experiență? E, yeah, e. Yeah. Sta, stai că mă uitam la tot. Da. Așa a mers. Pune și mi-a până asta. Bă, ai pus prea multă, te-am făcut apă. Hai, hai. Bun. Bă, vezi că la trei încep, da? 1... 3. Băi! Au! Stai, te mișca că... Au! Nu mai țipa, bă! Doar un pic cu apă, da. Poți să-i fac aici. Nu, 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 nici. Nu mai vorbi că te greșești. Ma. Parcă vă mișcați repede. Bă, unde am rămas? Bă, ce spate aici să mor eu? Zici, e de nivelare, bă. Bă, să fac nimic pe spate. Frederic, unde ai rămas? Că eu stau aici. A, bă, că-i drept spatele meu. Bă, dă-i mai jos, mai jos. Bă, aproape de val. Am spatele în valuri. Trebuie să-i mai finisez aici niște ori. Crocodilul ăsta? Ce crocodil, mă? Vrei si efecte 3D? Băi, da, nu te mai efect, nu, au! N-am nevoie de efecte 3D. Mai acum, stai, vezi că dau un pic cu scuipa. Bă, bă, stai, ăsta-i trandafir sau? Aaa, n-am nevoie de efect 3D. Bă, ce-i făcut, mă, cărnatul ăsta pe spate? Rezolvă tu, Bibi, adu gluma puțin, că a stricat ăsta aici. Na, adu picul, te rog, adu picul, că nu mai se poate. De aici, de pe mâine. Stai, că e cu apă, să ia și cu... Stai puțin, că e, a, scuze. Mă, măga mea aici. Mamă, bă, ți-am scuipat pe mână, scuze. Na, cred că trebuie să dăm pe pișinol. Nu se poate. Nu se poate. Cu scuipinol văd că nu prea. Nu se tinde bine asta. Bă, unde mai am? Mai am undeva? Eu nu mai văd. Hai să văd aici. Na, stai că eu mă duc să-i pun pișinol la asta. Băi, nu! Nu. Bă, obositor e. Bă, fii atent, ia întinde mâna dreaptă, vezi cum e. Bă, dar mai am un pic. Am că e ok, nu mai întind nimic, că mă doare de nu mai pot. Păi așa e când îți faci tatuaje. Păi da, nu-mi place. E, așa nu mai faci tatuaje dacă îmi place. Ce-i avut? Cum arată? E mișto rău, cred că îmi fac și eu tatuaje ăsta pe spate. E ok? E bine rău. Hai mă că e bine, da. Poți să mă uiți și eu? Cum... Nu. Mai finisem un pic? Nu. Încă un pic? Mai vrem un pic? Da, un pic, hai.
Da, stai. Bine, nu să mă împingi. Inventat-o cu o substanță specială. Deci, vezi că acum unde îți dau e între cot și mână, dar e un pic mai rău, da? Dar la 3 încep, bine? Vezi că acum trebuie să-ți dau aici, în spate, pe omoplat. Ok. Și-o la fel pe biceps. Ok. Hai. La 3, da? 1. Ok. Bă! Stai acolo. Au! Mai te mișca! Mamă, ce alunecă pe șinolul ăsta. Bă, nu mai te mișca! Bă! 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 Grăsă ta pe aici. Bă, mă, te-am dat pe spa, pe piept. Hai, că ești prost. Mă, ce linie am făcut pe tot corp. Nu mai te mișca, mă. Nu mai te mișca, că... Mamă, s-a lipit stomacul de spate, să mor eu. Fete, Federico, schimbă, da? Stai puțin. Mă, cu metre, cu metre. Bun. Bun, dă-i așa. Ma, stai să șterg aici. Stai puțin că mi-ați fac așa un tatuaj. Ia cum e. Poți să-mi pun și... Pune tricou pe mine, că mă doare. Da, stai să-i... Cum asta că le-au lăsat? Ia. Tu ți-ai făcut pe piept? Da, eu l-am făcut. Îți place? Mamă, money. Nu mai money, nu cu gândul. Continuând. Da, se continuă și pe sfârșit. Vere, s-a făcut aproape noapte cât am stat aici, ești nebun? Ia, mă. Prea bine a fost. Prea bine, până. Mai da. Mai bine, ia, stați voi în spate, mai dai cu. Bă, dar n-arată, mamă, dar ce mă doare spatele. Mă. Bă, nu te atinge de scaun. Stai cocoșat în față. Hai, că stai cocoșat. Așa? Așa, da, așa, 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 da. Dar mă doare spatele. Vrei să conduc eu? Vrei să conduc eu? Bine, hai. Hai. Stai mai față, mă, gămești. Condu tu, mă. Dar spală și tu mașina. Te spală mașina? Hai, că mergem acum. Deci stau așa, a? Da, așa. Da, de peste te cu... Wow! Pă, murim! Am zis că i-am băgat. Bă! Stați liniștiți că murim imediat. Dă bancheta. Da, se vedeți că... Bă, du-mă undeva. Bă, hai că ești bun, da. Sunt bine, n-am murit. Foarte bine. Mamă, ce m-au zguduit. Au, piciorul. Nu omorți, sincer, nu omorți. Ia-o, mă, ușor. Păi, dacă m-am zguduit ăsta. Du-te la un drag de spălat, vreau să speli. Mai există un drag de spălat pe aici? O speli tu, dai știu cum. Ai, da. Ia uite ce zice. Așa speli tu mașina? Chiar atunci trebuie să-și spală. Noi te așteptăm aici afară. Băi, se ia răzul mai că, da? Yeah. Mamă, la de-asta de se zgârie mașina să mor. Lasă, ai bani. Mamă, eu mai jucați care e? Du-o la spălătorie ca lumea, mă. La fisă. Te duc eu. La altă spălătorie? Băi, e pus folia, mă, pe spate, Frederico? Lusă. Nu, i-am pus tricou. Ah, e bine. What? Cred că ăsta ai tricou cu tăi. Ah, uelă, doamne. E, ai tricou alb cumva pe tine? Ce zici? Ai tricou alb pe sub asta neagră? Da, de ce? Nu, foarte bine. Oh my god. Aia mă că un tricou alb de-al naiba. Unde naiba mea? What the fuck? E, uite, vezi. Aia, vezi că poți? Ia vezi, dacă stă voință există. Nu, e pentru tatuaj, trebuie să ai paie serială tatuaj. Aolo, bă, da, abia ai spălat, lasă-o și tu un pic mai ușor, că vreau să mă ușor la ea, bă, dar nu mai... Stop! Adevărat, dă-i tu crâmpa pe ea. Ce, mă? Vreau să vă știu cum arată. Ce? Nu ți-e cald puțin așa, deschis și eu. Mie? De acum cum te vezi, frate, cu chestia aia în cap. Zici că ești talac cu alea. Mamă. E Habibi. Habibi. Cum adică cum văd? Păi, nu vezi că am gen... E pe ochi. Bă, Freddy, facem tatuaj și lui Sebi acum, mamă. Nu. Bă, voi sunteți nebun la cap, nu faci niciun tatuaj la copilul meu, ce mă, de aici. Ce bine arată. Cu metri! Ok, mașina apără asta. Da, mă, mă auzi de voi. Te-o feră, e prea bun. Că bagă aici. Bravo, mă.
Nu, hai că ți-o bag în garaj. Nu, nu, las-o acolo, dacă bă. Stop, 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 stop. Păi da, stop. 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 Mara, băieții mei. Te uiți acolo în oglindă, da? Mara, băieții. Dar nu acum. Mara, băieții. Bă, da, mai câta te lasă? Nu, știu, o să vedem. Și cer dacă mă las, am 25 de ani. Nu mă interesează. Dacă mă las, auzi, zici că... Vai. Tot e cu acordul părinților, să știi. Da? E, cu acordul părinților la 25 de ani. Nu, punem înăuntru. Hello! Oh, 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 oh. Nu acum, nu intra, nu intra în baie. Băi. Cine e baie? Ce faci zon? Ah, nu e nimic. Să scrie. Ce scrie? Oh, 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 oh. Hello, hello. Hello. Copilul meu. Unde e copilul meu? Tataie, vino cu coace. Good morning, good morning. Tataie, vino cu coace. Yes, yes, of course, tot așa. Yes, my friend. Spune-mi sincer. Vreau să-mi dau tricou jos și să-mi spui cât de rău e. Aha. Hai, vină-mi coace. Hai, păi ce facem? Unde mergem? Îți trebuie bine la soare. Știi că nu-mi place să merg. Gata? Hai, hai. Uite-te, du-te în spatele meu, în spate, că e în spate. A, în spate. Bă, da. De ce ți-ai făcut? Talent, mă, talent, îmi place. Wow, mă, știu în Alexia, stai să... Da, da, da. Păi și-mi o poză, să văd cum arată. Poză? Da. Da, da, în telefon. N-ai telefon? Mă, tataie, eu nu mă pricep cu tehnologia asta. Lasă așa, tataie. Oh, băi, Sebi? Cine te-a colorat? am colorat... Da, atâta, măi, nepoate asta, atâta. Frederico cu Bezea. Vezi că Bezea îi mai retușează un pic tatuajul în baie lui Bibi. Tatuaj? No. Nu tatuaj. Te doare? Poți să ating? Nu. Băi... Băi, ce fac eu mai mult, stai puțin. Ce faceți acolo? Îi pun folia, vino ca și tu. Dar stați-mă că am nevoie la baie, vine să mă piș. Păi și eu mă pișeam. Pipi. Eu mă pișeam, dar intri peste mine așa că nu mă piș. Mama e. Mama e. Mirona, Panti. Mami. Dacă mamaie mă face, dacă mamaie, devii tu mamaie. Că răspunde la mamaie. Zii ce și-a făcut Marusel? Ce? Ia să-ți arăt. Marusel! Mămică, vine puțin. Mi-a afară. Ești frumos. Nu, nu, stai, 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 rău, 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 rău. Mami. Nu, stai înăuntru, da, stai înăuntru. Și tu te-ai colorat pe... Bă, bă, cred că mai bine te uiți tu primul la tatuaje, bă. Păi, mam... V-am prea m-am uitat, că n-a putut să fac poze. Am încercat un pic să mă uit. De ce? Și-ți plac? Stai să mă mai uit o dată. Da, adică fii atent, fii atent. Tu vreau să... Bă, bă, Bezea, ia zi-mă, ce-ar fi să ne descriem un tatua, un salon de tatuaj? Păi stai să văd mai întâi cum arată și după aceea. Du-te în garaj, că acolo e gen, e umbră și n-aia, pe aici e reflectă. Vezi, te uiți în oglinda la mașină. Bine, asta. Sau du-te mai încolo. Reflexa la mașină, ia să vedem. Deci cam așa arată tatuajul. Mi zic că arată bine. Nice, chiar arată nice. Și părți cu trandafir? Da. Cranii, un ceas. Chiar arată nice. Marse, a? Ești frumos. Oh. Chiar îmi plac tatuajele astea. Miau. Chiar asta. Știu. Și mie îmi plac. Îmi place cum arată. Oh. Cel mai drăguț. Chiar stă bine, să mă... Nu, nu mă sincer. Dar parcă să-i trebuie tatuaj și pe mâna aia, la asta și aici. O să fac și pe mâna cealaltă, dar nu acum. Ia, dă puțin iară tricou să mă uiți odată. De exact cât fac. Da, bă, Bezei, mai trebuie să mai faci un tatuaj pe mâna asta, Anto. Zică ce asta e cu mine. Îmi placă, te-o. Chestia aia pe spatele tău, băi! Deci, mămică, stai puțin, stai! Ce că te bat aici cu buta! Nu, 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 mămică, mămică, ce? Deci... Ce-i ce e un tatuaj. A, mămică, că nu e așa de rău. Ia uite-te, cum arată. Ce urât e. Cine este pe spatele tău? Bezea. Bezea!
Ce ia? E că ești tu ăla. Este... Ia uite, ia uite ce mișto e. Pe ce e el? Atunci nu mai îmi place. Nu, dacă e Federico, ia mă. Ce mâzgătura aia, mă? Că acum, acum mergem la spital să ți-l dai jos. Să mi-l dai jos, ce ai, femeie? Păi, Federico. Ți-l ai făcut cu pixul? Nu e cu pixul, e cu... Ia, niște două secunde, da? Două secunde. Stai, stai. Federico, uite și tu ce artă am făcut amândoi. Deci, nu bine secret. No, că ustură! No! Băi, aștept să-mi pic din... Băi... Ce faci? Ce e asta? Bă, mămică, nu mai șterge, că doare! Au! Alo! Doare! Da. No! Doare, lasă-mă în pace, că doare! Ce chestie? Ce crezi că e? Un tatuaj! Am 20 de ani și poți să bine? O să fii bătrân și când o să fii bătrân o să ai șarele lăsate și șarele lăsate. Ia tataie, ia-ți jos starea de bătrân. Tu ai tataj? Îi place lui tataie. Eu nu dau așa ceva jos, Doamne ferește. Tu ai tataj? Îi place lui tataie. Tata nu are. Eu nu dau așa ceva jos. N-are tataj? Nu. Ei, afli cum știi mai bine. Ce chestie? Alo? Alo, Marius... Au, stai, nu știi Marius, Mariusel? Mămică, ai îmbătrânit un pic. Noi l-am făcut. Cum adică? Adică, bă, că nu prea tu l-ai făcut? I-am făcut și lui Bibi. Noi doi. Aștia doi. Aștia doi. Poți să-i mar pe ei doi. Nu-i frumos? Bibi, în două zile, cred că te îmbolnăm. Vreau și eu. Nu, că am folosit substanțe pentru tatuaje, adică scuipinol, pișinol. Sunt substanțe... Și ai disfectat acul? Da, i-am dat cu cremă după. Da. Uite, uite, i-am făcut și lui Bibi, Mirona, uite, uite aici. Aaa, și bă, ia fata, mamă, greșit. Păi eu am mai multe tatuaje, nu vezi? Păi da, l-a făcut da, pe ăsta da, pe da. Suflet, pe ăsta păi i l-a da. Făcut. A, cu manei. Ce suflet are sufletul mare, mare, da. Da, da, are suflet. Vrei să vedeți că am și eu sufletul mare? Nu, 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 nu. Haideți puțin să fim serios acum, ce ta, eu zic că eu... Ce se faci, tati, Miruna, dacă ai îmbătrânit? Bă, Marisel. Mama e... Băi, e o artă, mă, să-mi spute aici. Nu? Băi, copile, trece aici, că ți-ară cine mama e. Nu sări, băi, 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 nu sări, băi. Nu, 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 sări, băi, băi. Nu, 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 sări, băi, 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 băi. Nu, sări, băi. Sări, 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 sări. Nu! Doamne, iartă-mă. Voi te... Bravo, bă, bravo, bravo, aoleu. Ești mult prea prost. Bine, bă, bine, bine, bine. Bravo. I-mi-ai făcut tatuaj? Cred că își trec tatuajele de pe spate. Tatuajele? Bine. A, nu, tatuajul. A, zis tatuaje. Mă, dar ce-i chestia? Mai ți-am făcut acolo ceva, scrie. Uite-te. Și cât bani ai dat? Gratis. După la bani. Gratis. Mirona, vine puțin. Da. Dar ne văd că aici scrie și numele Bibi. E un pic cu... Da, uite, mă, scrie Bibi pe spate. What? Asta nu am zis. What? Ce? Cum adică, mă? Când ai zis să scriem? Nu v-am zis. Dacă ți-o înșel vreodată iubita, o să te întrebe ce e pe... Păi o să tai și o să zic numele... O să scriu numele următoare iubite și tot așa. Da. Unde-i Bibi? Unde-i Bibi? Uite ce face. Am mai văzut eu unde ăla. Așa face tatăl tău. Am mai văzut. Ce face? Îți înșeală mama. Ce? Băi, băi. Ce faci? Sebi nu a ascultat. Sebi nu a ascultat de mama e că e pusă. La o vârstă nu mai înțelegi toate lucrurile cum trebuie, știi? Nu mai ești mama e, tati Miruna. Ești prima mama e Miruna de acum. Ești mama e. Mama, iau-te. Ce are? Băi, ce bă? Iau-te, ce are asta? Mama e! Băi, ce ai bă? Ai nebunit? Ce are mă mama e să face așa? Bun băieți, bă. Ia-uite-ți! Ia-uite-ți! Vai, ia uite ce, bă, uite nebunii mamaie. Cine-ce-o, cine-ce-o? Mamaie! Bă, mă, bă, dacă mai zice mamaie, mamaie ți-al tău mamaie pe fund. Miniște puțin. Gata, ia gata. Gata, gata, o țin, cu... o țin să nu scape. Îți fac și ție tatuași pe fund. Gata cu fotosfinteza. Zi-mă, da. Îți place sau nu-ți place? Îți place bă, sau nu-ți place? Bă, mie-mi place. Vezi, bă? Deci, las ce ți-a ta. Ei, băi. Tata, uite, vezi? Uite, vezi, Sebi, tactu-i gay. Ah, gay. Gay?
Ce faci, bă? Bibi, îl vezi pe ăsta? Ai, știam că ăla prostă la băieți, băi. Hai de ca... A, nici chiar așa mai lămurit. Cum să mă iei, mă, de ce? Vino cu a, vino cu a. Ia-o și pe el. Bune, ce gheie, băi. Hai, băi, 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 Bibi, ce faci? Bine, tu? Hai înapoi, hai. Ce faci? Unde fugi? Hai înapoi. Ești viața mea. Da. Ce pana mea? Ei, agătam... Tatuajul. Tatuajul de pe de pe spate. Ok. Deci îți place, nu? Da. Bun, perfect. Mamaie. Mamaie. Salut. Mamaie. Mamaie. Nu, 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 ăsta mic. Hai, urcați, hai, urcați. Dar tu acțisis fiul ăsta e nepotul meu. Mamă, de nu ți-l bat. Nepotul meu. Sebi. Sebi, dacă nu te potolești din a vorbi, vorbiți. Hai, hai, vină că... Lasă, am zis mamaie. Dar nu-i mai spune mamaie, că dacă mi-i place, nu-i spune. Îi spui măcar, tanti Miruna îi spui, sau ceva de genul ăsta. Tanti Miruna. Ok? Miruna. Sau Buni, sau ceva. Buni. Buni, vezi că nu o să primești bani de la mine. Eee, ai zis. Bă, Ciocaru! Nu mă mai luat de Ciocan! Gata, hai, urcă. Hai, te-a treia, gata? Te-ai 2, 1? Hai! Hai! Așa, bravo. Deci, acum poți să-mi iei de Ciocan dacă vrei. Na, lasă. Bă, ce învață-mă copilul de la voi? Bibi! Bibi! Mm. Ia copilul de păr și aruncă legi. Nu, că mă descurc! Vin imediat! Mă, s-a culcat copilul tău pe jos. Aolo, ce am mână. Sebi, ești ok? Bă, dar Sebi în cap în cușca aia. Am obosit. Oare de ce? Mă, dar eu tot interzice copilul tău e negru și copilul bezea e alb. Ok. Eu când am spus... Să depășim acest moment, ok? Eu când am spus... Family stop. Bă, ați făcut schimb de copii? Notăm aici în carnețel. Schimb de mame. Da. Aolo! Schimb de experiențe. Schimb de mame, what? Aha, am aflat misterul. Ce are mă ăsta? Foi. Eu scriu pe carnețel. A, ăla în cap e în cușcă. Nu ne mai trebuie câine, mă. Ce energie are, Frederico. Foi de cap. Bă. Mamaie, da unde ai lăsat câinele, mamaie? Ce mamaie? Băi, scriu aici pe... Tanti Miruna, Tanti Miruna. Da, da. Sebi! Unde ai lăsat câinele, da? Mamaie? Să facem o probă la cușcă. Nu intru. Si! Câinile, câinile! O probă la... Eu m-am supărat să mă duc în casă. Ia vezi că tu e singur care în capi. De ce? Băi, lasă-mă cu... Băi, vine cu acela ăsta, e locul câinelui, băi! Băi, Sebi! Marcel? Marcel? Te-a dus în casă bezea cu Bibi în baie. Nu cred. Lasă-i! Mamia mea! Alo! Nu mai suportă copilul. Alo! Alo! Rachetă, vin! Bibi? Bibi! Da! Vino cu mine, hai! Vino cu mine, hai! Da! Ai urmă cu ceva? Nu! Eu? Niciodată! Spune-mi, ce? Eu am avut probleme? Spune-mi, spune-mi. Păi ce problemă? Adică ce fel de problemă? Nu știu tu să-mi spui dacă e vreo problemă. Păi există mai multe probleme. Spune-mi. Păi n-am cum să zic aici că am o pe frate-mi cum trage cu urechea. Ah, bravo mă, bravo. Tot așa, tot așa. Tot așa, frate. Nu, ascultam peretele. Da, ascult peretele. Hai, vină cu acea, Bibi, vină cu acea, vină cu acea. Da, unde e Mira? Care e Mira? Aha. Că te se repară în patul ăsta. Eu mă piși pe mine, dă-te. Hai, vină cu mine, Bibi, că... Aha. Vină cu mine, Bibi, că ești prea... M-a furat. M-a furat. Zi, Bibi, e vreo problemă? Adică? Pune dacă ai vreo problemă cu ceva. Adică?
Ce problemă? N-am problemă cu nimic. Certuri în familie. Mergi să ne odihnim? Păi, împreună? Cum vrei? Știu. Mie nu mi-e somn, dar dacă vrei să ne putem. Mi-ai zis bezea că e stricat patul, dacă vrei să-l mai ajut să repar. Vrei? Eu vreau. Păi da, dar Sebi. Sebi? Casa aia ce zice? Păi da, da, n-avem cum acum că a zis că trebuie să... Da, știu. Că am vorbit la telefon și a zis că nu știu ce trebuie să mai facă pe acolo prin casă, că gen când ne-o dă da, mâine mergem. Mobilată cu tot. Da, mâine da, mergem. Da, gen, da, a zis că, că trebuie să mai facă niște modificări, că trebuie să vină mai încolo mobila, că trebuie să... Adică gen, eu când am vorbit cu ei, a zis că vinde casa, dar gen... O vinde, că gen, ei au făcut casă, gen, ei au ridicat-o, ei așa. Dar gen, a zis că ei vor să o vindă cu gen, gen, mobilată, gen, toată, să fie turnată, tot. Gen, ei acum au venit mobile și că trebuie să pun alea pe acolo. Da, asta, că eu am vrut să mergem acum azi, dar nu, au zis că nu azi. A zis că mâine mă sună, dacă vrei, le dau numărul tău și te sună pe tine. Sau vorbesc eu cu ei și mergem mâine. Deci mergem mâine, da? Da, mergem da. Mâine. Da, păi dacă am vorbit cu ei... Ca să stăm și noi să avem locul nostru. Da. Vino încoace. Vino încoace să te îmbrați. Știi că țin la mult la tine, da? Da. Bine. Stai. O. Hai, vino încoace. Parăpat. La ce faci poză, mamică? Ai obiectivul la cât capul tău? Mie! La sufletul... Mie! Fă-n poză! Marea lui Bibi. Ce? Îmi face poză! Eu? Fă-n poză! Fă-n poză până pe Instagram! Da. Acum, stai că mă chiu sus pe casă. Foarte frumoasă! Ca întotdeauna! Îmi place sufletul ăla! Și mie, știu, nu? E frumos de tot! Am învățat ceva nou! Hai sus, mă! Sarbă. Atenție, atenție. Mă numesc. Aruncă-te în cap. Taci. La aruncă-te în cap. Îl arunc pe Sebi după casă. Căm cu Sebi de pe casă. La ce? La 3 mâini ridicate. Ridicate. Avem 2, avem 4. Cineva dă 6, 6, 6, bun, Sebi. 6, 6, bun. Hey, băi. Băi, băi. Ce faci? Vrei să nu te mai prind pe... Deci, aruncă-te. Din nou? Haide că te prind, te prind. Poți să te arunci în cap. Te rog, deja. Te rog, aruncă-te în cap. 2, 1. Stai că mă arunc cu Fred de mă, suntem împreună. Suntem împreună, gen? Bun, din nou, atenție. La 2, 4, 6, 5 mâini ridicate, ne aruncăm. 4, cineva dă 5, nu? Hai, 3, 2, 1. Mă, da, mine vrei să mă nimeni. Forță! Forță! Nu! Hai, lăsați acolo să doarmă, că... L-a culcat. Sunt forță, băieții, lăsați-i, lăsați. Să mă spăl pe față. Dacă-s proști. Hai. Baby, hai cu mine. Mă trebuie să fără. Încă-ți. Baby! Hai, la somn. Ce faci, tata? Eu nu vin la somn. Tu? Tu odihnește-te, Sebi, dacă vrei. Eu sunt băia mare. Hai, odihnește-te pe canapea acolo. Bă, ajutați-o. Bă. Ce faci? Hai, lua-ți-o pa. Ce faci, mă? Asta. Hai, vină cu aici. M-am împiedicat. Mi-am pus piedică singură. Bravo. Hai, vină cu aici. Ia un loc. Păi, fata s-a prins. Bine, mă, mergem până la domnul, hai, vrem coace. Nu, mai las. Mamă, tata e. Hai, vrem coace, Bibi. S-o, crezut că stai aici. N-ai cai? De unde aici? Domnul cu tine dacă vrei aici. Se vede că e n-ai cu ăsta ca... Și bine, domnul cu Bibi. Bă, bă, ziceți voi de nu scârție, dați-vă să vă arăt. Hai, bine. Sari în el, dacă bine. Nu sari în el degeaba. Auzi, auzi, ce auzi? Scârție, nu? Da. Da. Trebuie dacă... să îl ajute Mira. E casa mea, ce bă, trebuie să iei de piciorul ăsta, fete, mă, trebuie să iei de piciorul ăsta, da.
Taie de perete. Da, nu, 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 gata, nu. Bă, n-ai da, ți se-i de picior ăsta? De ce faci, mă, mică, acolo? Nu, că... Eu pozesc baia asta, că ți s-a întâmplat în baia asta, nu mai vreau. Cred că putea acolo a... Deci s-a reparat lapul, s-a pus folie pe sufle, da, s-a... Da, mi-ați reparat și ușa. Hai, noapte bună! Mâine, da, mergem, ba, ba. Mâine mergem cu toții să vedem noua casă, ok? Dacă vreți. Noua casă! Noua casă, da. Sper să fie noua casă. Că mai zis Bibi că a găsit o casă mișto. Mâine mergem să o vedem, da? Eu vreau să locuiesc aici. Bine, tată, la... Hai, tu poți să locuiești aici. Normal că poți să locuiești aici. Eu mă duc... Că să avem noi o casă. Una, nu avem loc aici. Nu avem loc aici. Da, că nu e nici luminice așa. Reparăm noi patul, hai, nu-i problemă. Nu-i mai timp. Mamă, ce curent. Mai ce? Gata, măi, gata. Pe tablou, pe tablou, pe tablou. Doamne, Bibi, hai, te rog frumos să ne culcăm. Bibi! Hai, mă, noapte bună. Hai, nu. Bibi! Băi, 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 nu tragem cochii, băi! Hai, lasă-și. Cam atât am văzut cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like. Data viitoare o să ne ocupăm de casă și de alte chestii care trebuie să le mai facem. Deci, da. Eu am fost Andrei. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne auzim la următorul episod cât mai curând. Dacă facem multe like-uri la acest episod, o să vină cât mai rapid. Deci v-am spus, depinde de like-urile voastre. Vreau să vă cât mai multe like-uri la episodul ăsta. Astfel apare episodul următor cât mai rapid. Ok? Vă pup, guys.